Construirea unor imobile de pe strada Lascăr Catargiu de către fostul viceprimar Gabriel Surdu, actual consilier local PSD, a intrat în linie dreaptă. Planul urbanistic zonal va fi discutat în ședința de pe 23 iunie a Consiliului Local și mai mult ca sigur că va fi aprobat de către colegii social-democrați majoritari în condițiile în care zona este una protejată. Pe Lascăr Catargiu, actualul consilier local PSD va realiza locuințe colective, spații destinate serviciilor și alimentației publice, un centru spa, spații tehnice și spații anexe. Clădirile cele mai înalte vor avea și 3 niveluri, iar parcarea ar urma să fie una subterană. Numai că raportul de informare și consultarea a publicului nu se regăsește pe site-ul primăriei pe datele de 5 aprilie sau 7 iunie, așa cum se notează în documentația aferentă proiectului. Dorința fostului viceprimar PSD, Gabriel Surdu, de a construi locuințe și spații comerciale pe strada Lascăr Catargiu, la numărul 48, va deveni în curând realitate. În ciuda supărării vecinilor, după ce actualul consilier local a tăiat un arbore monument al naturii și a scandalului generat de modul în care a obținut proprietatea, lăsând pe drumuri chiriașei primăriei, Surdu mai are nevoie acum doar de planul urbanistic zonal pentru a putea demara procedurile necesare realizării proiectului său. Iar acest ultim document, postat pe site-ul primăriei pe 28 februarie, în vederea dezbaterii publice, va intra în dezbaterea Consiliului Local, din care face parte și Gabriel Surdu, în ședința din această săptămână pe 23 iunie. Documentația aferentă planului urbanistic pentru zona construită protejată nu include și posibilele sesizări din partea vecinilor ori răspunsurile date de beneficiar, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Totuși, în nota de fundamentare aferentă proiectului, se arată că raportul de informare și consultare a publicului numărul 37800 din 5 aprilie 2017 a fost reafișat cu numărul 58167 pe 7 iunie 2017. Însă, pe site-ul primăriei, nici pe data de 5 aprilie, nici pe 7 iunie, nu a fost postat puzul pentru imobilele lui Surdu de pe această stradă. Așa că rezultă că publicul nu a fost nici de cum informat așa cum se prevede în lege și cum se specifică în documentația aferentă proiectului, ce va fi dezbătut pe 23 iunie. Însă firma lui Surdu, care cere puzul, are aviz de oportunitate încă din vara anului trecut, iar nota de fundamentare a proiectului beneficiază de semnătura arhitectului șef Aliașului, care atestă astfel că toate documentele sunt potrivite legii. Pe cei aproape 2000 de metri pătrați cât are terenul de pe Lascăr Catargiu, fostul viceprimar intenționează să construiască mai multe clădiri, înălțimea maximă a unora dintre acestea fiind de 12 metri, adică 3 etaje, pentru că este vorba de locuințe colective, s-au prevăzut și locuri de parcare, acestea urmând să fie realizate la subsol.